și un dor frumos, un dor de departe, un dor de tată vine astăzi acasă, la casa părintească și venim aici, în satul Cupcini, raionul Iedineț, căci avem un dar frumos pentru domnul Nicu, care face un jubileu în buchetul vieții dumnealui, 70 de ani. Dragii noștri, avem daruri frumoase, avem o dragoste imensă care astăzi poposește pe poarta casei părintești prin noi, prin intermediul echipei Surprize la tine acasă, căci vrem să aducem emoții de suflet, vrem să aducem dragoste în inima acestui magiat și, desigur, o întrebare care vrem din suflet dumnealui să ne răspundă cum consideră și ne trimite echipa Surprize la tine acasă chiar spre dumnealui. Astăzi, în zi frumoasă, de sărbătoare. Mulțumim că sunt. Și avem un dar pentru dumneavoastră astăzi, când sunteți omagiat, aveți o sărbătoare frumoasă în familia dumneavoastră. Mulțumesc. Cineva drag ne trimite aici să vă spunem frumos și dați-vă spune așa daruri frumoase, deosebite, deci e sărbătoare totuși pentru dumneavoastră, special. Mulțumesc. Așa, și am o întrebare la dumneavoastră, dacă puteți să-mi răspundeți și îmi doriți în suflet chiar să o faceți, cum credeți, cine ne trimite? Uite, vreau să vă spun următoare. Am o listă mai multă, mai plină, mai bogată, de oameni dragi, zic eu, sufletul dumneavoastră. Deci dacă îmi permiteți, eu o să vă înmânt cadourile, după care o să dau citirea acestor persoane care astăzi contribuie cu toții frumos organizat pentru dumneavoastră la frumoasă surpriză. Deci, ca să nu fac eu vreo greșeală, vreo eroare în menționarea tuturor și să nu omit pe cineva din ei, vom face în felul următor dacă îmi permiteți. Deci avem pentru dumneavoastră astăzi, când sunteți omageați, acest tort, vârsta dumneavoastră, acest tort bărbătesc din suflet, sper să vă placă și să fiți împliniți sufletește, pentru că ei chiar au încercat cumva deosebit să vă organizeze și să primească pe noi. Cu mare drag este pentru dumneavoastră. Foarte, o surpriză. Așa, continui tot cu dumneavoastră, sunteți omageat, așa, avem și acest buchet mai special, mai frumos, mai gustos, zic eu. Găsește el loc azi la sărbătoarea dumneavoastră. Așa, este pentru dumneavoastră. Ne-am gândit să facem cu dânsul. Eu cred că găsiți soluția foarte repede. Așa. Nu, lăsați dumneavoastră. El ține bine. Desigur, dacă am pășit pragul gospodăriei dumneavoastră frumoase și am descoperit aici doi oameni de suflet, doi oameni uimiți, surprinși, care așteptau, ce așteptați? Oameni, uite, scotare, stați acasă, trebuie să vină cineva. Prieteni, v-am trimis pachet. Așa, uite, azi, cred că pachetul suntem noi, cumva pachet mai deosebit, plin de emoții și surprize. Deci, uitați-vă, pentru tata, noi am dat darurile pe care le-am amânat deja. Pentru mama avem aici un coș superb de flori, vi-l înmân, dau citire persoanelor care își fac frumos astăzi dorința și îndeplinesc dorința, mai bine zis, față de cei mai scumpi lăsați aici acasă, după care vă explic din ce cauză avem flori și pentru dumneavoastră, pentru că știm că nu sunteți o magia ta. Așa, acest coș frumos și special este pentru dumneavoastră. Mulțumesc. Cum am spus, surpriza dumneavoastră vine din partea fiicelor Galiunea și Olguța, ginerii Colița și Pepe, nepoței Nicușor, Raul și Leon, anișoara Olița și Mișa. Și m-au rugat chiar să-i dau citire în ordinea în care s-au scris. Dumneavoastră probabil ați înțeles din ce cauză. Probabil i-au repartizat fiecare copil la familia lor. Așa. Stimați domn, stimați domnul magiar și stimată doamnă care ne-a primit cu atâta drag și cu atâta emoție în poartă. Venim aici să vă spunem frumos la mulți ani din partea copiilor dumneavoastră menționați deja de mine. Astăzi, dorul și dragostea s-au împreunat împreună și au convenit ca astăzi acest dor și această dragoste mare să vină spre poarta părintească, spre cei părinți care le-au dat naștere, spre cei părinți care i-au petrecut pe calea vieții, spre cei părinți care se roagă bunului Dumnezeu și îi așteaptă aici acasă. Ne dăm bine seama că fiecare părinte poartă un dor, o dragoste și un greu în suflet, pentru că atunci când naștem copii, ne dorim să le îndeplinim orice capriciu, să le dăm un viitor frumos aici acasă, însă situația este care este și totuși ei găsesc un viitor mai bun acolo departe. Sunt sigură că copiii dumneavoastră sunt și ei cumva întristați că și-au găsit locul acolo și nu aici lângă dumneavoastră și cumva sufletele lor sunt repartizate în două, acolo unde e bine pentru un trai frumos și aici unde e bine lângă aripioara mămică și a tăticului, ca în copilărie. Astăzi vă spun frumos la mulți ani dumneavoastră, stimat tată. Mulțumesc.
Un jubileu frumos de 70 de ani pentru dumneavoastră și ei frumos au vrut să vă facă ziua deosebită, specială, să simțiți că sunteți acea persoană dragă care ați știut întotdeauna să reprezentați în această familie stâlpul casei. Conducător, tata, cel care a știut întotdeauna să soluționeze orice problemă, orice durere și orice greu. Iar mama, dumneavoastră, ați știut să alinați durerea copiilor dumneavoastră asemenea unei pastile de durere. Când le-a fost mai greu, probabil fiicele dumneavoastră, dar nu probabil, cu siguranță, au găsit aici alinare, au găsit în brațele mamei cuvinte dulci, cuvinte care s-au pus acolo la sufleție și probabil le ajută și acum să depășească greul când este. Să fiți sănătoși, dumneavoastră, ca o magiată. Iar dumneavoastră am spus că o să menționez din ce cauză avem și flori. Pentru că nu puteau copiii dumneavoastră, toți atât de mulți și frumoși, să vină spre tata și să nu vină cu atenție spre mamă. Deci acest coș frumos, superb de flori, trandafiri albi și trandafiri roșii sunt pentru dumneavoastră. Simțiți-vă iubiți, simțiți-vă mândri și cu capul sus și sufletul deschis că ați dat în lume copii educați de care puteți să vă mândriți. Iar aceste fiice ale dumneavoastră v-au adus și ei, tineri, nepoți și v-au făcut casa plină. Doar că cumva virtual, dar sunt sigură că atunci când vin acasă, masa mamei este plină și ograda este gălăgioasă, fiindcă nepoții sunt mulți și sunteți bunei fericiți. Cinci și de-amă este jinerile de la repată, Mișa. Da. Sunteți oameni fericiți, doar că asta e, depărtare. Așteptați-i acasă, rugați-vă bunul Dumnezeu să-i aibă în pază, să-i aibă în grijă, căci ei vă iubesc și sunteți tot ce poate să aibă un copil mai scump în viață, părinți, mamă și tată. Pandemia asta și zic întotdeauna, pe toți, nu doar pe dumneavoastră, zic întotdeauna că la final de felicitare, indiferent de ce vârstă au copiii dumneavoastră și indiferent de ce vârstă vor avea, de ale bunul Dumnezeu, mulți înainte. Cât timp sunt părinții, copiii dumneavoastră poartă nume și statut de copil. Dați-le posibilitatea să mai fie copil. Și aveți grijă de sănătatea dumneavoastră și rugați-vă bunul Dumnezeu să aveți ani frumoși, sănătoși înainte, iar poarta să o găsim întotdeauna deschisă și în prag să iasă mama și tata. Vă dăm și dumneavoastră ocazia, dacă aveți, la cei care v-au trimis oaspeți cu un pachet. Mulțumim mult, mulțumim fietelor, fiți sănătoase, scumpii noștri. Vă iubim nespus și ne-ați făcut o surpriză foarte, foarte, foarte mare și într-adevăr a fost surpriză. Că am așteptat altceva, mă gândeam că nu mai sună domnii care trebuie să treacă prin orașul nostru. Mi zic, poate la vama, nu a putut trece, că mă e problemă. Oră-i oră. De asta, mulțumim mult. Dă-i Dumnezeu sănătate la toată și lumea și la copiii noștri. Și sănătoși, să fie sănătoși cu toți și să-i găsim, să-i avem și împreună. Asta e viața. Bucurați-vă că sunt sănătoși, sunt bravă, că aveți și vă mândri. Și inima de mamă și de tată e plină. O pereche în Franța, o pereche în Italia, o pereche în Chișinău. Știm. Nepoțele prin Chișinău, fiici prin Franța, pe unde ați mai trimis-o? Da. În lumea mare. Noi am trimis noi viața asta și au devenit. Ce să facem? Asta. Totuși e bine că s-au regăsit. Ne bucurăm că sunt sănătoși. Că o cățică de pâine nu se așteaptă. Asta e principalul. Și că nu uită. Dor. Și că nu uită. Sunt părinți care spune, mulțumim că n-au uitat. Oare poate un copil să uite de părinți? Cel mai mare păcat, probabil. În vremea asta că ești. În orice caza noastră, prieteni. Nu uită niciodată și vezi cu telefonul și că bărbatul meu zice, mai aia-ți-mi telefonul ăsta, mă, parcă ești și tu copii. Dacă aici ai să aduce două roma. Dacă aici eu mă scop, mă culc și mă scol cu dă. Sărbătoare frumoasă acolo în suflet. Știți, copiii dumneavoastră sărbătoresc și ei probabil. Și o șampanie cu siguranță acolo este deschisă și păcăruțele cefnite. Deci, o zi frumoasă, sănătate. Și de bunul Dumnezeu să ne revedem cu dumneavoastră. Astăzi echipa surpriză la tine acasă din orașul Călești a venit în Curcin Iedineț să aducă surpriză frumoasă unui tată, unui omagiat
sărbătorit în ziua de astăzi cu 70 de ani, trăiți frumoși, munciți, dar din păcate rămași singuri, stimații și dragi părinți, acasă, mama și tata. Au petrecut pe cei dragi departe, departe de casă, departe de ograda părintească, departe de inima lor. Însă, desigur, acolo în inimă și în suflet copiii domnesc întotdeauna, cum și părinții trăiesc în sufletul copiilor până la infinit. Însă astăzi s-au simțit fericiți, însă astăzi au primit emoțiile frumoase prin noi de la cei mai dragi sufletului lor. Copii, nepoți, gineri, cei oameni dragi care întotdeauna le vor fi alături cu sufletul, cu inima și gândul alături de ei. Mulțumim, dragii noștri, că sunteți alături de noi. Ne continuăm cu